Și deja văd o greșeală, prieteni. Eu am comandat altceva. Salut, prieteni! Salut! Și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi, noi cu Betty am primit prima comandă online pe care am făcut-o de la Carrefour. De fapt, comanda am făcut-o eu. Lucrurile în această comandă sunt pentru Betty. Betty nu știe ce i-am comandat eu și imediat o să vedem reacția ei la comanda aceasta, da? Ești curioasă, Betty, să vezi? Foarte! Deci, după cum am zis, câteva zile în urmă am încercat să fac o comandă online și mi-a venit foarte repede comanda. Deci, sunt mulțumită cât de repede a venit comanda. Hai acum să vedem ce ți-a venit, Betty. Și dacă îți plac lucrurile. Ce să-mi doream eu? Îți doreai? Da! Să vedem aici cu ceva aici. Da! A, nu, dar factura. Deci, prieteni, în primul colet au venit 4 surprize to zies, da? Da, de care îmi doream eu foarte tare. De care își dorea, deci nu știu, foarte tare sau nu. Da. Eu le-am văzut că sunt. De fapt, nu mi-ajungeau câțiva lei pentru a primi comanda gratis, adică dacă comandam de o anumită sumă, trebuia să plătesc livrarea și am decis, decât să plătesc livrarea, mai bine îi cumpăr lui Betty câteva surprize și am livrarea gratuită. Deci, cu așa ocazie, Betty s-a făcut cu 4 surprize pe zi. Aici, de fapt, ce avem? Mai avem câte un... Un bebeluș și un animăluț și pot să le combin dacă stic așa. Da, sunt bebeluși și animăluți și câte un animăluț mic și bebelușii și animăluțele, toți sunt animăluți, adică bebelușii toți sunt mascați, bebelușii, da? Sunt mascați în animăluțe și trebuie să iei animăluțul sau bebelușul pe care trebuie să le combini. Ca să fie gen. Animăluțul la copilaș. Adică pot să nimerească diferit. Da, mereu. Mereu nimerească diferit. Bine. Hai să despachetăm și acest colet. Deci acolo am avut factura. Hai să vedem ce avem aici. Uitați-vă la Betty cum așteaptă. Și deja văd o greșeală, prieteni. Eu am comandat altceva. Dar cred că sunt mulțumită și de ce mi-a venit. Mi-a venit geaca. Deci aceasta este ca o factură. Mi-a venit un catalog din ăsta, o revistă de la Carrefour. Și să începem. Uite, Betty, ce ți-au venit ție aici! Frumoși sunt! Ce sunt ăștia? Niște păpucii pentru școală? Niște păpucii foarte drăguți, balerini sau nu știu cum se numesc. I-am luat mărimea 37, de fapt Betty poartă 36, acum 35-36, dar cred că până la primăvară o să-ți fie bun și ăștia. Da. Pe site, sincer să vă zic că avea o culoare gri, cu toate că la cameră văd că tot sunt gri, seamănă, parcă sunt gri, dar în realitate mai mult parcă sunt negri, nu? Dar mie îmi plac mai negri mai mult. Da? Da. Erau și negri, dar eu am hotărât să-i comand gri și... Nu, de fapt... Cred că sunt mulțumită de această sunt comandă. Sunt negru mai deschis. Negru mai deschis. Îți plac? Foarte mult, înțeles. O să-i măsurăm, o să vedem dacă ți-s buni. Următoarea comandă, care văd că e greșită, este aceasta. Este o geacă. De fapt, eu toată cumpărătura aceasta am făcut-o datorită acestei geci. Noi cu Betty am căutat geacă din asta lucitoare și anume puf. Cred că am fost prin, nu știu, prin toate marketurile. Foarte multe am fost și am căutat, și online. Erau doar pentru maturi, pentru... Da, și noi am găsit lui Betty. Și dacă erau pentru copii, nu era lucitoare sau nu avea puf. Nu avea puf, da, sau ți era mică. Da.
Și odată ne-am întâlnit cu o doamnă pe stradă și chiar am oprit-o și am întrebat-o, zic, îmi cer scuze, dar îmi ziceți de unde v-ați cumpărat geaca? Și doamna mi-a zis că de la o piață. Atunci noi cu Betty ne-am dus la acea piață și iarăși am găsit o tonă de geci din astea, dar toate erau foarte mari. Și când am primit e-mail cu oferta acestei geci, eu evident că am comandat-o. Și după cum am zis că pentru a avea livrarea gratuită a mai trebuit să mai comand câteva lucruri, eu sper, Betty, să-ți fie bună. Dar ce interesant, că această culoare nu era pe stoc. Era pe stoc doar aurie, adică sclipicioasă și aurie. Și eu i-am comandat lui Betty sclipicioasă și aurie, dar de fapt mi-a venit aceasta. Foarte ciudat. Iar cum în loc de aurie aș alege asta? Da? Îți place? Numai că nu erau și de asta. Deci o să măsurăm imediat. Ești mulțumită? Foarte. Sperăm să-ți fie bună. Ce ți-am mai comandat? Ceva? Bluziță? Da. Ți-am mai comandat și iată așa o bluziță. Wow! Îți place? Foarte. Și iarăși culoarea e un pic alta. Deci eu am comandat o culoare, dar mi-a venit nu știu de ce altă culoare. O să mai verific încă o dată pe comandă și să văd vârsta. Da, 11-12 ani. Eu lui Betty, cu toate că ea are 8 ani, comand pentru 11-12 ani. Și iată, prieteni, ce am mai comandat eu lui Betty. Două perechi de mănuși, una neagră și una de culoare mov. Sper să-i vină, dar astea ți vin, deoarece ele chiar și mie vin. Se-ntind, da, sunt pentru copii, dar se-ntind foarte bine. Lui Betty îi place să aibă multe perechi de mănuși, dar tu le porți și cred că o să le porți și pe astea. Da. Eu zic să măsurăm tot ce ți-am cumpărat eu, dar până am măsurat, zi-mi, Betty, îți place comanda? Foarte mult, mulțumesc! Cu plăcere! Hai să măsurăm, da? Hai! Și uitați-vă, prieteni, cum îi stă geaca lui Betty. Mie îmi pare că îi stă destul de bine, cred că am luat o mărime potrivită. Un pic ții lungă la mânici, dar nu-i nimic. Da? Uh-huh. Ia, sucește-te. Îți place culoarea? Foarte mult. Foarte mult. Ia, pune-ți gluga. Wow! Ești drăguță? Ia, hai să vedem dacă se scoate gluga. Da, se scoate gluga. E pe fermoar. Nu vreau să scot. Nu vrei să o scoți? Nu. Mie îmi place cum îți stă. Și mie. Da? E călduroasă? Foarte. Deja de azi o porți pe asta? Da. Da? Mă cumpin singur. În sfârșit am găsit și noi geacă din asta lucioasă, da? Bine, hai să măsurăm și papucei și bluzița, da? Da. Iată, prieteni, cum arată Betty cu bluzița. Deci mărimea este perfectă, îi arată la mânicuți. Ți-i bună? Da. Ți-i bună și la mânicuț, ți-i bună și, în general, ți-i bună și la spate. Ia, sucește-te. Și chiar îmi place bluzița, deoarece e așa subțire, foarte plăcută, da? Și parcă are așa un mic puf și... E plăcută, da? Da. Bine, hai să măsurăm și papucei. Și iată cum arată Betty cu acești papucei. Ia, sucește-te atent, Betty. Noi încă nu i-am desprins, deoarece... Dacă nu erau să ne placă, urma să-i returnez înapoi. Dar cred că o să-i lăsăm, da? Uh-huh. Ți-s cam mari un pic, da? Uh-huh. Dar până în cealaltă clasă, cred că o să-mi fie perfecți. Până la primăvară, eu cred că o să-ți fie bun. Da. Ia mai sucește-te pe o parte. Da, ți-s măricei. Dar oricum îmi place cum arată. Arată destul de drăguț. Și nu înțeleg ce culoare e, neagră sau gri, așa, lucioș. Neagră, lucioș. Da, pe site erau gri, lucioș. Da. Dar sunt frumoși, îmi plac. Și mănușile cred că nu o să le mai probăm, deoarece sigur că ți-s bune, da, Betty? Și, încă o dată, ce părere ai despre această comandă? Îmi place foarte mult. Îți place totul foarte mult și am nimerit cu mărimile cu tot, da? Da. Doar papucii un pic smari, dar o să crești. Până în primăvară, perfect, cred că o să fie. O să fie perfect.
Unica ce îți spun că sunt un pic mirată că ne-au trimis alte culoare la geacă, dar eu cred că și culoarea aceasta e potrivită, da? Oricum îmi plăcea mai tare, dar spunea că nu este. Nu era pe stoc. Dacă era, eu îmi luam oricum de asta. De asta, da? Deci ești mulțumită de greșeala lor? Da. Da? Chiar mulțumesc. S-au greșit într-o parte favorabilă pentru Betty, da? S-au greșit, dar bine s-au greșit. S-au greșit, dar bine. Bine, Betty, mă bucur că ți-a plăcut această comandă. Să le porți sănătoase. Dar vouă, prieteni, dacă v-a plăcut video nostru, dați-ne like-ul și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa! Pa, pa!